Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună probleme practice cu ajutorul sistemelor de ecuații. Pentru început, vom afla cum rezolvăm o problemă cu ajutorul sistemelor de ecuații. Exact ca și în cazul problemelor rezolvate cu ajutorul ecuațiilor, vom parcurge în gândirea noastră exact aceiași pași. Citim cu atenție textul și stabilim ce ne dă problema și ce ne cere. Apoi, notăm mărimile care urmează să le determinăm. Apoi, transformăm informațiile din problemă în relații matematice și astfel obținem un sistem de ecuații, iar ultimul pas presupune rezolvarea sistemului de ecuații și interpretarea rezultatului. Prima problemă pe care vă rog să o rezolvăm împreună este următoarea. Într-un bloc sunt 32 de apartamente cu 2, 3 și respectiv 4 camere. Știind că în total sunt 88 de camere, iar numărul apartamentelor cu 3 camere este dublu față de numărul apartamentelor cu 4 camere, determinați câte apartamente din fiecare tip sunt în bloc. Așadar, necunoscutele problemei sunt ABC, care reprezintă apartamentele cu două, trei și respectiv patru camere. Azi vom scrie acest lucru. A. Număr apartamente, două camere. B. Număr apartamente, trei camere. Și C. Număr apartamente, patru camere. În total avem 32 de apartamente, deci A plus B plus C egal 32. Și 88 de camere, adică 2 ori A, numărul camerelor pe care îl obținem de la apartamentele cu două camere, plus 3 ori B, plus 4 ori C, egal 88. Și mai știm că Numărul apartamentelor cu trei camere, adică B, este dublu față de numărul apartamentelor cu patru camere, adică B egal 2C. Am obținut astfel sistemul de ecuații corespunzător problemei date. Vom folosi acum metodele de rezolvare a sistemelor de ecuații. În primul rând, substituție. Pe B îl vom înlocui în cele două ecuații, adică în loc de B vom pune 2C și vom obține că A plus 2C plus C, adică plus 3C egal 32 și 2A plus 6C plus 4C, adică plus 10C egal 88 am obținut un sistem cu două ecuații, două necunoscute, pe care acum îl vom rezolva cu metoda reducerii. Înmulțim aici cu minus 2 și adunăm cele două ecuații. Minus 2a cu 2a se vor reduce, minus 6c plus 10c ne va da 4c și minus 64 plus 88 ne va da 24. Așadar, C egal 6 apartamente cu 4 camere. Dar B era egal cu 2C, deci B egal cu 12 apartamente cu 3 camere. Iar A plus B plus C este 32, așadar A este egal cu 32 minus 6 minus 12, adică A este egal cu 14 apartamente cu 2 camere. Și astfel am aflat câte apartamente din fiecare tip sunt în bloc. Următoarea problemă ne introduce în uh, atmosfera de primăvară. Florile preferate ale Mariei sunt lalelele. De ziua ei, Maria a primit foarte multe lalele pe care dorește să le aranjeze în vaze. Dacă pune câte trei lalele în fiecare vază, observă că îi rămân trei lalele în plus. Iar dacă le aranjează câte 5 în vază, îi rămâne o vază cu o singură lalea și o vază goală. Câte lalele a primit Maria de ziua ei? Oare putem determina acest lucru? Desigur! Constatăm că necunoscutele problemei sunt V, numărul de vaze, notăm simbolic, și L, numărul de lalele, numărul lalelelor. Dacă Maria așează în fiecare vază câte 3 lalele, deci L egal cu 3 ori V, pentru că pune în fiecare vază 3 lalele, îi rămân 3 lalele, deci plus 3. Dacă le așează câte 5, deci L egal cu 5 ori V, Însă nu pune 5 în toate vazele, pentru că îi rămâne o vază cu o lalea și o vază goală, adică ea va pune 5 lalele în V-2, vaze, deoarece o vază e goală, iar cealaltă are o singură lalea și vom pune aici plus 1, laleaua aceea care este în cea de-a doua vază incompletă. Și am obținut astfel sistemul corespunzător textului problemei. Acest sistem îl vom rezolva cu metoda substituției, deoarece este mai ușor. Așadar, 5 ori V minus 2 plus 1 este egal cu 3 ori V plus 3. Desfacem parantezele, separăm necunoscutele. 5V minus 3V egal cu 3 minus 1 plus 10, adică 2V egal 12, deci V egal 6 vaze. Ne întoarcem într-una dintre ecuațiile sistemului, bineînțeles în prima că este mai ușor și vom obține că E legal 6-3-18 plus 3-21 de lalele a primit Maria de ziua ei. Aceasta este problema cu lalele și vaze, care poate fi transpusă foarte ușor în elevi și bănci sau o serie de alte texte de această natură. A treia problemă pe care vi-o supun atenției, o să vă rog să o rezolvați singur. Așadar, precum am spus mai devreme, problema care se referă la cei trei frați care au împreună 290 de lei și știm că, după ce primul a cheltuit o treime din suma sa, al doilea jumătate din suma sa, iar al treilea jumătate din câta, cât are și încă 5 lei, cei trei frați rămân cu sume egale. Ce sumă avea fiecare copil la început? Această problemă vă las vouă ca și temă. Sper că v-au atras problemele pe care vi le-am supus atenției. Vă mulțumesc! Vă doresc mult succes în continuare! La revedere!